Președintele PDL Cluj, Emil Box, s-a înscris în fundația Mișcarea Populară, lucru ce l-a marcat într-o oarecare măsură pe președintele democra liberalilor Vasile Blaga, care a ripostat și a spus că Emil Box s-a înscris de fapt într-o fundătură. Primarul Emil Boc a anunțat duminică la Cluj că a acceptat să facă parte din Fundația Mișcarea Populară, susținând că, în opinia sa, poate avea o contribuție la unificarea dreptei pentru câștigarea alegerilor din acest an. Întrebat despre inițiativa lui Emil Boc, Vasile Blaga a declarat că domnia sa trebuie să hotărască dacă e bine să fie membru al unei fundații care s-a săturat de PDL. Mai mult, Vasile Blaga a mai spus că, deși primarul Clujului este membru de drept în biroul permanent național al PDL, nu prea l-a văzut la ședințe. Întrebat de jurnaliști, cum va împiedica varianta ca mai mulți primari ai PDL să se înscrie în Fundația Mișcarea Populară, Blaga a mai spus că nu-și propune să împiedice acest lucru, dar că de la declarații până la fapte sunt multe, precizând totuși că dacă vor recurge la asta, nu vor fi excluși din PDL.